Salutare, eu sunt Răzvan, iar astăzi o să ne jucăm Football Strike. Astăzi o să vă prezint toate, deci mijile, o să jucăm și un meci, da, o să vă prezint tot. Deci, vedeți și voi acolo sus, avem 50.000, da, aici, nu știu, hai să deschidem totuși acesta ca să avem pe toate așa. Uite, un tricou frumos, haide să luăm. Da, așa. Bun. Acum, să luăm și pe acesta? Nu. Hai, nu. Mai bine, nu. Nu luăm. Așa, bun. Și, da, haide să vă prezint. Da, om. Cu care să mă îmbrăc. Astăzi o să ne îmbrăcăm, o să facem mai multe. Da, deci, uitați. Nu știu care să aleg dintre astea sau cred că o să las așa. Nu știu sau așa. Cred că așa, da, așa este mai fain. Adică, na, mai bine. Da, ok, vedem la păr. Da. Da, o să lăsăm pe ăsta, na. Nu, pe ăsta, da. Ok, haideți să vedem aici. Lăsăm asta, da, e ok asta. Așa, hai să vedem. Outfit, check. Luăm VIP-ul. Sau... Hai, fie luăm asta. Ok, hai să vedem la Adidas. Luăm ăștia, normal. Așa, hai să vedem. Luăm, da, aici. Așa. Hai să vedem la... Da, ăștia așa. Punem, da. Tricou am luat. Hai să vedem la pantaloni. Să luăm, cred că pe ăștia. Da, da, pe ăștia. Ăștia sunt cei mai faini, da. Da. Bun, haideți să mai luăm și... Să vedem aici, la mânuș, da, ăștia rămân, astea mânuși rămân. Aici luăm prem, luăm ăsta. Luăm așa, aici așa. Și... Nu, da, așa o să rămână, da. Bun, hai să vedem aici. Da, ok, este bine. Să vedem aici, să alegem, eu zic să alegem România. Da, așa, bun. Și da, cam atât, cred, da. Bun, da, cred că o să, na. Sau să luăm astea, nu știu. Nu știu ce să zic, cred că la păr să luăm astea. Nu, cred că rămâne asta. Da, așa rămâne, da. Ok, hai să vedem aici. Îl facem acum și pe portar. Haideți să vedem. Îl facem aici așa. Deci, îl facem așa. Doar că îi punem părul. Da, asta e perfect. Perfect asta. Așa, bun. Acum vedem. Da, ăsta și... Da. Așa, cam atât. Bun, aici la mânuș luăm astea mânuș. Aici le luăm pe toate. Aici am... Luăm pe astea, normal. Tot astea. Aici o să vedem. Cred că ar merge astea. Da. Aștia tot astea. La Adidas, cred că tot roșu. Da, tot roșu. Da, așa. Aici așa. Strigou. Ăsta cred. Sau nu.
Asta da. Da. Cred că asta da. Așa. Un, am îmbrăcat. Și... da, e ok. Hai să-l punem pe... un plaier aici. Hai să-l punem pe... hai să ne punem numele nostru. Răzvan. Așa. Răzvan. Bun. Și cred că ăsta, da, aici. Și aici Răzvan. Și aici ar trebui nume, adică un număr. Punem 7. De la Ronaldo 7. Ok, pentru că eu sunt Răzvan. Da. Ok, tot mai. Și acum să vedem dacă suntem femei. Nu, nu aș vrea. Nu, dar rămâne așa. Da, așa rămâne. Deci, uite așa. I-am îmbrăcat frumos? Scrieți voi în comentarii. Sau dați like dacă i-am îmbrăcat corect. Da. Și acum hai zi să vă arăt mingile sau... nu am intrat aici niciodată, adică nu știu ce e, dar... da, cred că nu e așa, pentru că nu am să iau la fără. Eu nu o să vă arăt mingile. Așa. Uitați, deci amicii foarte bune, l-am câștigat la un champion, un... da, un fotbal, l-am jucat foarte mult și am câștigat de astea, uitați. Și le-am deschis, am făcut mult solari, le-am deschis și doar cu VIP am deschis. VIP și Champion. Da. Premium nu prea, da. VIP și Champion, da. Și da, am vrut să iau și mingea asta, dar nu prea este bună, pentru că na. Nu prea este bună mingea. Da. Nu știu, poate că s-au uit pe tare fotbalul și nu cred că o să mă aud, dar na. Haideți să vedem dacă ce minge avem, totuși. Tot vă bat la cap ca să vedem ce mingi avem. Acum haide chiar să avem. Să vedem. Da, am mingea Viper. Pot să vă spui despre mingile astea? O să vă spui despre mingile astea cam ce cred eu că sunt bune. Da. Deci, mingea asta, Viper, ea este puțin, este bună pentru că are 3 la curbe. Gen... eu mai mult dau curbe, ca să știți. Deci, mai mult dau curbe pentru că, na, oamenii, dacă dai tare, le pot prinde, dar, ca să știți și voi. Deci, curbele sunt mai importante pentru că oamenii nu pot prinde curbele. Dar, cu viteze, pot să sară după ele. Deci, ca să știți. Sau să iau Spider-Man? Nu. Ăsta are la power 4, deci merge undeva la 191, da. Da, 191, da. Dar totuși, mie nu-mi place. Și aici o să alegem asta, da. Asta e cea mai bună? Da. Și cam atâta. Da, și ia uitați, avem aici și Ghost. Ăsta, mingea asta nu prea-mi place pentru că, na. Este, are puțin la power, mult, un pic mai mult la curbe, dar tot nu este, nu știu ce. Acum o să ne jucăm cu Viper, mai ok. Pentru că mie îmi place și puterea, mie îmi place și curbele. Deci, haide să începem. Și pe lângă, uitați-vă, o să vă prezint mai multe. Avem aici mingea asta, este foarte tare, asta, ca să știți. Da, și ia uitați. Sper că, da, cred că am minge multe. Cu mingea asta am câștigat de foarte, foarte multe. Ca să știți. Multe champion. Acum o să luăm Viperul, da. Și o să dau un mic și după aia, da, cam atât. Să scrieți după aia în comentarii dacă mai vreți. Nu știu pe cât să dau, dar nu vreau ca să-mi stric banii pentru că am 50.000, nu vreau să-mi stric. Cred că o să dau pe asta. Nu știu dacă o să se audă prea bine și nu știu dacă o să se întrerupă puțin, dar n-am ce să fac, asta e așa, asta e. Ok, hai să vedem. Nu știu, sper să câștigăm. Oh, el este level 34. Hai să vedem.
Da, bine, am apărat-o. Oh, un pic era și dădeam gol. Da, e ok. Doar că cred că... Da, da, eu zic că o să câștigăm. Sau poate nu se știe. Dar, da, cred că câștigăm. Oh, poate că nu. Sau stai să vedem. Și acum vreau eu să încerc ceva mai tare. Stai să vedem dacă putem să dăm. Da, da, cred că am câștigat, nu? Da. Da, am câștigat. Dar eu am fost răzvan și dacă mai vreți videoclipuri de genul, vă rog să îmi dați like-uri. La 10 like-uri o să fac partea a doua. Și o să facem și cu o balpol, dacă vreți, doar că să dați like-uri. Vă pup, o să ne vedem la următorul vlog.